În acest moment, pe avocatul Bombonicăi Prodana. Bună seara, domnule avocat! Bună seara! Avem așadar previzibile, spunea Ingrid Mocanu, în cazul clientei dumneavoastră, doamna Bombonica Prodana, se renunță la... Era previzibil și rămâne că doar și cu amendă. Sigur. Același lucru. Dacă nu, în s-au, rest, nu s-a au fost pedepse cu abuz. Închisoare. Da, având în vedere că și procurorul de ședință a cerut într-adevăr încetarea procesului penal în cazul clientei mele. Tocmai așa cum a explicat colega mea în studio, întrucât s-a achitat acel prejudiciu, era într-adevăr previzibil. Acum eu speram să fie previzibilă și soluția în sensul că acea minoritate, respectiv judecătorul acela aflat în minoritate, care a avut opinie separată permanent, mă rog să-și convingă măcar încă un coleg că în România trebuie să aplicate deciziile Curții Constituționale, așa cum sunt ele, indiferent că ne convin sau nu. Sigur că urmează un apel în acest moment să purtăm aceeași luptă și anume să convingem în alta curte că deciziile Curții Constituționale trebuie aplicate. Vreau să reamintiți pentru telespectatorii noștri de ce am ajuns în această situație în care un judecător din trei a spus, cred că în majoritatea cazurilor nu pot să greșesc lucrurile, sau, repet, s-au adunat aceste informații, avem acum condamnări cu închisoare în două cazuri, condamnare la închisoare cu executare, pentru că existau condamnări cu suspendare în alte cauze și în rest condamnări cu suspendare de trei ani, un an cu suspendare pentru Nicușor Gheorghe și Anisa Stoica, 2 ani Adriana Botorogeanu. Cum facem să înțeleagă și cei care nu sunt juriști cum vine asta ca pe aceleași probe din pricina deciziei Curții Constituționale să ai un judecător care spune achitat și doi care spun condamnat? Dar nu ai condamnat. Probe, nu e nicio probă. Este o interpretare a unei exact. Legi. Exact, nu este vorba de probe aici, nu este vorba despre acest lucru. Este de asta vă rog să modul explicați. În care judecătorii apreciază în mod diferit că se aplică această decizie a Curții Constituționale 405, mă rog, și 392, o altă decizie. Exact. Așa este. În care Parlamentul fusese obligat să instituie un prag pentru abuz în serviciu. Și nu doar un prag, numai un pic, numai puțin, nu doar un prag, ci și explicase cum se aplică, ce înseamnă încălcarea legii, că ea trebuie să fie expresă, să fie normă primară, toate considerentele deciziei, nu doar pragul. Bun, revenind, problema este nerespectarea Constituției. În Constituție se spune foarte clar cum se respectă deciziile Curții Constituționale și anume, Parlamentul este obligat să modifice legislația astfel încât să o pună de acord cu Constituția, astfel cum zice Curtea Constituțională. Și de ce n-a făcut-o domnul avocat? La noi nu s-a întâmplat acest lucru, din diferite motive, printre care și opoziția publică, să spunem, mă rog, în cele din urmă, concluzia mea este că avem un Parlament foarte slab, care pur și simplu nu reușește să-și îndeplinească obligațiile pe care le are, obligațiile constituționale. De ce ajungem aici, să știți? Și nu credeți, întrebare, că va fi din ce în ce mai greu de acum înainte, având în vedere pronunțarea de astăzi, ca Parlamentul să poată să ducă la bun sfârșit această corelare? Să poată fi pusă în aplicare, pentru că va fi principala cauză va fi președintele care va amâna. Președintele respectă, doamna mică, deciziile Curții Constituționale. Eu vreau să văd că Parlamentul își face treaba. Evident. Că pune, nu are nicio vină, nici minoritatea, nici președintele, nici hashtag rezist. Vina principală aparține actualei majorități care guvernează și are majoritate în Parlament de un an jumate. Deci de trei sesiuni putea să pună în acord. Și nu era niciun fel de problemă. Nu a pus în acord din motive total subiective și aberante. Și să fie o mare exigență să nu mai intre în Parlament să facă presiune, să se lucreze corect. Am ajuns să fim ca în Africa, în țările de lumea a treia. E o decizie care dă peste cap viața politică din România, pentru că, deși repet ce am spus la început, avem de-a face cu o decizie care nu este definitivă, există în continuare prezumția de nevinovăție, există apelul, dar
pentru cei care susțin anarhia în țară, va fi un imbold pentru a intensifica această luptă care nu mai este, n-are legătură cu politica. În Parlamentul European o lege foarte... Să profităm de prezența domnului Neacșu. Dar numai un pic, și Parlamentul era înconjurat de oameni care îți strigau. Se întâmplă asta oriunde. Domnule Neacșu, ați început această intervenție prin a vă gândi deja firesc la apel, la următoarea bătălie pe care o aveți de dus pentru clienta dumneavoastră, deși este în situația cea mai fericită, dacă mi-e permis să spun așa. A fost foarte inspirat, domnul avocat. Dumneavoastră ați fost foarte inspirat. De altă parte, eu am susținut permanent, când ne-am judecat la instanța de fond, că soluția corectă este achitare. Corect. Achitarea prejudiciului, să înțeleagă toată lumea, domnul avocat, nu înseamnă că și-a recunoscut vinovăția. Clienta noastră, pe parcursul procesului, nu și-a recunoscut vinovăția. Pur și simplu am beneficiat de o prevedere legală, mă rog, care astfel funcționează. Dispune că se încetează procesul penal atunci când achiți prejudiciul până într-un anumit cuant. Deci nu, în apel... Pentru că acum e în regulă, înțeleg miza acestui dosar, dar vă rog să vă gândiți că în fiecare an în România se condamnă pentru abuz în serviciu probabil mii de persoane. Da, exact. Și este vorba de soluții care pot fi oricând invers, de achitare, corect, în funcție de cum citești acea decizie. Subiectivă. Și de aceea în administrațiile locale nu mai au decizii oamenii. Da. Și nu numai, în toate instituțiile statului. Da, domnule Neacșu, vă ascultăm. Dacă îmi permiteți, mi-a spus o întrebare cum s-a ajuns aici. Dacă este adevărat că presiunea străzii este cea care a împiedicat Parlamentul să-și îndeplinească obligațiile, decizia de astăzi, ca și alte decizii similare, se datorează exclusiv străzii. Nu este o decizie a puterii judecătorești. Da. Este într-adevăr, aici e o problemă. Dacă n-am vorbit despre abuză, că decizia la care facem referire este cea din 2016. Din iunie 2016. Din iunie 2016. Sunt 2 ani. Încerc să mă uit exact. 15 iunie 2016. Decizie din 2016 care este urmată și confirmată de o altă decizie pe care tot eu am obținut-o pentru clienta mea chiar în acest dosar în 2017, în care până la urmă, Curtea Constituțională a spus exact același lucru. Da, prin decizia anterioară am obligat Parlamentul să modifice conținutul constitutiv al acestei infracțiuni în sensul de a pune prag, acea modificare care în mod clar ar fi dus la achitări astăzi. Corect.